Vă salut cu respect, eu sunt Cristian Oficial HD și astăzi vă voi prezenta 10 sfaturi prin care vă puteți îmbunătăți rezultatele la FIFA. Înainte de a începe vreau să vă fac o precizare și anume, tot ceea ce urmează a vă spune și anume cele 10 sfaturi sunt în primul rând, um, um, vor fi sfaturi în urma greșelilor pe care eu le-am făcut în acest sezon de FIFA 20. Înainte de, de să mă judeca și să mi dați comentarii răutăcioase sau negative, vă rog frumos să țineți minte, vă mai spun o dată, acestea sunt sfaturi în primul rând pentru mine, în urma greșelilor pe care le-am făcut după un sezon de FIFA 20 și în același timp aceste sfaturi se adresează jucătorilor de Silver 1, Gold 3, Gold 2. Și atât. După cum știți, am făcut un progres în câteva luni, adevărat. Dacă înainte reușeam să fac Gold 3 cu chinuială, cu mare chinuială, și anume 14 victorii, am ajuns să fac constant Gold 2. Și mai aveam un pic să mă bat la Gold 1, weekend league trecut, așa cum mulți dintre voi știți ce s-a întâmplat. Nu am făcut, nu e nicio problemă. Bun, să începem. Sfatul numărul 1 este cel mai important, zic eu, pe care eu în primul rând trebuie să-l iau în considerare. Și anume, fii calm indiferent de rezultat. În momentul în care te-ai enervat, ai pierdut meciul. Eu sunt cel mai bun exemplu. După cum știți, majoritatea dintre voi care mă urmăriți și mi-ați urmărit live-urile, Calmul este ultimul lucru la care eu apelez și se întâmplă foarte rar. Datorită faptului că nu am avut calm și m-am enervat, am pierdut foarte multe meciuri sau majoritatea când m-am enervat. Um, au fost foarte puține ocaziile când nervos fiind am revenit și de asta se întâmplă odată la... 30 de meci, știi? La un meci din 30 sau două, poate maxim din 30. Și asta nu datorită faptului că ai schimbat formația, am schimbat formația și m-am dus peste el, ci pentru simplu fapt că adversarul era mult mai slab decât mine. Numărul 2. Sfatul numărul 2. Încearcă să citești jocul adversarului și să-i descoperi punctele slabe. El joacă pe benzi, tu joci pe centru. El joacă pe centru, tu joși pe, pe benzi. Anticipare, pase, etc. Și aici vă spun așa. Tot cazul meu în speță. Sunt obișnuit de la FIFA 18 și 19 cu gameplay-ul de la formația 4-1-2-1-2 care te făcea prin gameplay-ul respectiv prin pase scurte, un-doiuri da, cum le numim noi să ajungi foarte repede la poarta adversă dar în același timp adversarul te făcea pe benzi aveai benzile descoperirte ceea ce se întâmpla și în cazul meu și anume, fiind obișnuit să joc numai pe mijloc benzile descoperite eram foarte vulnerabil și adversarul mă făcea pe benzi eram slab și sunt slab pe benzi da? dacă joci pe benzi Ceea ce nu e cazul meu aici, cazul vostru multora dintre voi, adversarul este slăbuț pe benzi, tu îl faci pe benzi, dar te poate face pe mijloc. Așa că luați-vă un pic așa de marjă. Folosind o formație care să vă ajute în jocul vostru atât pe mijloc, cât și pe benzi. Bun. Sfatul numărul 3. Stick to the plan. Atâta timp cât scorul este egal sau conduci, ține-te de plan. Joacă-ți jocul tău. Și aici avem și aici o precizare. Pornești pe 4-2-3-1. Cazul meu în speță, da? Pornești pe 4-2-3-1, joci ce joci, adversarul îți dă un gol. Mai mergi tot pe 4-2-3-1, ți-l dă și pe al doilea. În momentul ăla, Greșit, scuze. Conduci. Uh, at deci, atâta timp cât scorul este egal sau conduci, ține-te de plan. joacă jocul tău. Este simplu. Ești la egal, te conduce cu un gol maxim, îți vezi de jocul tău, nu schimbe absolut nimic, nu este nicio nenorocire, ți-ai luat un gol, ți-ai mai luat până acum, nu este nicio problemă, încerci să revii. Uh, sfatul numărul 4. Backup plan. Dacă adversarul conduce sau. Uh, este timpul pentru, dacă adversarul te conduce, este timpul, timpul pentru planul de rezervă. Schimbi formația, pui presiune, dar rămâi focusat. Cum spuneam mai devreme, când îți merge jocul, este egal, te conduce cu un gol, rămâi la planul stabilit, primul plan. În momentul în care ți-l dat și pe al doilea, deja trebuie să schimbi. Și aici vine planul numărul 2. Întotdeauna să ai un plan 2 de rezervă. Și anume, schimbi formația, ai o formație mai ofensivă, pui și un pic de presiune pe el, îți faci tot jocul tău, joci ca și până atunci și încerci să revin în joc. Ceea ce mi s-a întâmplat mie vă spun și vouă acum, știți mulți dintre voi. Pardon. Are adversarul 2-0, am schimbat formația pe... Bă... <coughs> scuze. Am schimbat cu o formație mai ofensivă, să mă urc pe el cum e vorba aia, să-l călăresc un pic. Am dat golul 1, 2-1 pentru el, am dat și golul egalizator. Ce rămâne de făcut? Nu mai rămâi pe formația te dai înapoi pe 4-2-3-1, te întorci la primul plan, încercând să te aperi, să tatonezi, să nu mai iei vreun gol, dar în același timp să mai dai un gol ca să fii în avantaj. Sfatul numărul 5 nu te arunca în atac. Construiește-ți fiecare atac cu calm, pase în spate, pase în lateral, mereu la omul liber, joacă simplu. Tot pentru mine este această, acest sfat, bineînțeles, în primul rând. Obișnuit, exact cum v-am zis, să joc rapid, eu un momentul când dau mingea în față, precum calul, cum am zis, da? Cu calul de-aia are ochianele alea aici, să nu vadă stânga-dreapta, să nu fie uh, distras, să nu fie distras atenția. Așa eram eu, așa sunteți mulți dintre voi. Adică, vedeți numai în față și nu aveți nicio treabă. Eu la fel, da? Se pare că la proclaps de-aia vă spun chestia asta. Uh, pase în spate, atacați cu calm, pase în lateral, bine, acolo nu este nicio miză, dar același stil de joc îl putem adapta și pentru Ultimate Team. Pas în lateral, mereu omul liber, la omul liber joacă simplu. Dacă băiatul are, adversarul are pressing activat, e clar că îi, îi urcă toată echipa. Dați-o pasă înapoi. La fundaș, de la fundaș la LB sau RB, de la LB, schimbați partea la RB și invers, există, dacă vă uitați, sunteți unii dintre jucători care urmăriți mapa, există 5 din 5, sau pardon, una din două, deci 50-50. Ocazia, oportunitatea, scuze, pentru că el joacă cu pressing activat, i-a urcat echipa, ai om, uite-te pe bandă, uite-te pe mapă, omul ți-a plecat cu un singur pas, cu un lob de la mare, pasă pe poziții viitoare, l-ai făcut, muci, îi semnează sentința, se duce la popă, i-a scris acatistele, la a da? Um, numărul 6. Sfatul numărul 6. Folosește, folosește doar skillurile necesare. Borol, drag bag și heel to heel am uh, încadrat eu aici în această categorie. Uh, Schiluri pe care le-am învățat anul ăsta, nu neapărat că le-am învățat, mi le-am implementat foarte mult în joc. Mai puțin drag bag -ul. de heel to heel ăla am cam scăpat, dar borolul și drag bag-ul anul ăsta au fost overpower, ca să zic așa, din punct de vedere al skillurilor necesare și ușor de executat, care de foarte multe ori te scot dintr-o situație limită, periculoasă. Da? Foarte important când trebuie să făcute aceste skill move și anume în momentul când ești foarte, foarte aproape de jucător, n-ai nicio șansă. Slab, scapi odată din 10 încercări. Pentru că, în majoritatea cazurilor, pentru adversar, ori adversarul, ori jocul se apăr pentru ei, ori sunt cei care știu foarte bine să se apere cu lât, rât și stau acolo, te tatonează, vin foarte aproape de tine și n-ai nicio șansă să faci un skill move, mai ales heal to heal. Drag te ajută, dar mai mult în care eu acolo ați văzut, te-ai întors și te duci opus. Direcția e tras la colțul scurt gol, cum dau mari jucători și nu numai mari jucători, și mie mi-a și de câteva ori, numai că nu mi l-am implementat atât de mult. Deci, două skill move trei maxim, nu vă trebuie mai multe, bă, nu vă trebuie mai multe skill și pase simple, cum spuneam mai sus. Sfatul numărul 7. Dă pasă pe A. Și aici mă refer la controlul de Xbox, da? Dă pasă pe A. Este simplu. Sau la PS4 pe X, dacă nu mă înșel. Este pasă, este butonul de pasă, pasă sigură. Dă pasă pe A. De cele mai multe ori, ci nu pe Y, pasă pe poziție viitoare, aviz mie, încă o dată. Hai să plecăm cu, cu Y. -ul. Am spamat, am luat vorba voastră, nu aveam treaba asta. Am abuzat, ca să zic. Am abuzat de Y ăla, de, nu știu cum se mai vede Y aici. Mă și mir cum dă să mai vede Y. Tare Y, da? Tare mirați cum se mai vede Y ăla, la cât de mult am apăsat eu pe Y ăla anul ăsta în FIFA 20. y este pasa pe poziție viitoare. În cazul în care nu o dai bine, nu ai nicio șansă. Și asta ține de tine, de timing, de uh, anticiparea adversarului, să-i vezi pur și simplu fundașul, da? pentru că îți pleacă banda. Dacă i-ai dat înainte să fie în dreptul lui măcar, n-ai nicio șansă. Dacă i-ai dat jucătorului tău pasă cu Y, mai ții și RBU, ca să o dai mai tare, nu are nicio șansă jucătorul tău să o prindă. Absolut nicio șansă. Uh, revenind la partea de început a sfatului de pasă pe A și anume pasa, în momentul în care nu dai pasa bună, se întâmplă următoarele lucruri. Când sunt situațiile astea? Sau să spunem invers, când se dă pasa ok și curată corect, când se execută. Ca să dai o pasă corectă, trebuie ca jucătorul tău pe care îl controlezi și are balonul la picior în momentul ăla să fie îndreptat, să fie cu fața practic la jucătorul căruia urmează să-i dai pasă orice altă pasă executată de jucătorul pe care îl controlezi tu dar în orice altă poziție s-ar afla el decât cu fața la cel care urmează să-i dea nu va ieși sau nu va ieși 100% e un pic întors așa în de 45 să zicem hai că mai dă când este cu spatele și vrei să-i dai lui ăla de acolo nu -o, o dea niciodată aveți mie, mi s-a întâmplat de enori, iar am condus, m-am supărat, m-am enervat, că nu, nu mai vrea jocul să joace, nu mai vrea echipa, nu mai vor jucătorii, nu mai sunt în stare să dea o pasă normală. Nu are cum, tâmpitule, vorbesc cu mine, da? Nu are cum să-ți dea pasă aia niciodată. E, e la fel ca în viața reală. Dă o pasă cu spatele, încercă să o dai așa, pe lateral. N-ai cum, Dacă dacă o dai la mișto cu călcâiu. Ok? Deci ne-am înțeles. Lucruri din care eu vreau să învăț din greșelile mele și la fel vi le spun și vouă ca să învățați și voi. Ok. Sfatul numărul 8. Ia o pauză de 5 minute după fiecare meci. Te ajută să te liniștești. Să uiți de meciul trecut, indiferent că a fost victorie sau oin, mai ales dacă a fost victorie sau win, victorie sau luz, victorie sau înfrângere, mai ales dacă a fost înfrângere. Uh, bea niște apă, mănâncă ceva dulce, o linguriță de zahăr, o bucățică de ciocolată, o banană. <coughs> da? Atenție! Dacă vă aduceți aminte acum două weekenduri, acum două weekenduri, da. Uh, vineri și sâmbătă am jucat foarte bine, cel mai frumos FIFA pe care l-am jucat eu vreodată. Și asta pentru că am fost uh, cel mai calm, în, din toate weekend urile pe care le-am jucat am avut și un rezultat foarte bun 12 cu nu, 14 cu 6 parcă, dacă nu mă înșel, da și am terminat 15 pe 5. pentru că duminica s-a ruinat totul, tot ce am clădit vineri și sâmbătă am ruinat practic da. mi-am mi pus singur bomboana pe colivă, duminică înțelegeți? pentru că Vineri și sâmbătă am luat acea pauză între meciuri, 3 4 5 minute, știți foarte bine. A fost un plus. În momentul când intri dintr-un meci într-altul, nu mai ai timp să te focusezi. Nu, nu are corpul, mintea timp să se liniștească și să își revină la calmitate așa să se pună în locul ei acolo unde trebuie. 5 minute, atât trebuie, nu trebuie mai mult. Bun, deci ăsta e motivul pentru care duminică am pierdut și am ruinat tot ce am clădit vineri și sâmbătă. Sfatul numărul 9. Joacă 10 meciuri pe zi, ceea ce eu nu am făcut de multe ori. Nu-ți seta un obiectiv înainte de începerea meciurilor pentru că vei juca sub presiune proprie. Da? În momentul când îți setezi un obiectiv, Bine, nu vorbesc de mari jucători, vă mai spun. Aceste bă, sfaturi se aplică celor de Silver 1, care vor să-și îmbunătățească să treacă la următorul rang. Silver 1, Gol 3, Gol 2. Simplu. Sper că m-am făcut înțeles, da? Deci, joacă 10 meciuri pe zi. Nu-ți seta un obiectiv înainte de începerea meciurilor, pentru că vei juca sub presiunea proprie. Vineri, când ai început meciurile, nu contează ora. Tu știi foarte bine când trebuie să-ți începi... Uh, weekend când trebuie să încep meciurile, joacă 10 meciuri. Ok? Și nu îți seta un obiectiv. Weekendul ăsta vreau să fac 29. Nu. Vreau să fac 20. Eu nu m-am gândit niciodată. Am știu că se poate în sinea mea. Dar lucrurile de mai sus, sfaturile de mai sus, pe care eu vi le dau, pe care eu nu le-am luat în considerare, fapt pentru care fac acest video, eu nu le-am aplicat pentru mine. Nu le-am luat în considerare, nu că nu le știam. Nu le-am pus în aplicare. Ok. Uh, apropo de când să joci Weekend league. Știți toți, la fel de bine ca și mine, orele în general când merge, uh, începeți meciurile, cele 10 meciuri pe zi, 10 vineri, 10 sâmbătă, 10 duminică. Exact când știți voi că vă merge cel mai bine. Ziua nu prea merge la nimeni, să fim sinceri, da? Doar uh, jucătorii foarte buni joacă uh, pe zi, foarte buni și vorbim elit, 27, 28, 29, 30, fără discuții. Seara, după, nu știu, 90 și noaptea, este cel mai bun timp pentru noi ca să facem un rezultat mai bun. Ok? Ok, și sfatul numărul 10, încercați să învățați mecanica jocului, să vă apărați cât mai bine, right stick switching când este cazul, din analogul din dreapta, să schimbați jucătorul și foarte mult antrenament la rivals, bineînțeles, plus tactici, instrucțiuni pentru jucători, toate acestea sigur vă vor ajuta, dar uh, mi-am adus aminte acum, ca o paranteză, apropo de ce am zis aici, mergeți pe o formație care vă place, v-a plăcut în trecut și mergeți în continuare pe ea, da? Și rămâneți acolo 3 săptămâni, o lună. Mario mi-a spus lucrul ăsta, eu nu i-am luat sfatul ăsta în considerare. Am tot schimbat, formații, benzi, tot ce trebuie. Da? Rămâneți și învățați-o. Avram Sergiu, este un băiat care m-a ajutat cu ultimele setări la ultimul weekend league, duminică. Și mi-a dat 4-4-2, formația 4-4-2 cu setări exact cum joacă el. La început primul meci parcă, parcă nu vroia, dar ușor, ușor mi-am intrat în ritm. Mie nu-mi plăcea 4-4-2, nu am jucat niciodată 4-4-2 anul ăsta. Dar în același timp am tot zis mereu jucătorii adversarii pe care i-am întâlnit de, uh, care foloseau aceste două formații, 4-2-4 cu 6 în sus presându-mi fundașii apărătorii și 4-4-2 m-au bătut. Aceste două formații m-au bătut mereu. În momentul când am, juc, am început și eu să joc, parcă, parcă, parcă reușeam să mă apăr. Parcă era altceva, parcă, nu parcă, sigur, am început ușor și eu să mă apăr mai bine și să recuperez mult mai repede. Deci, Setați-vă o formație, mergeți pe formația o lună de zile, 3 săptămâni, o lună de zile, jucând zi de zi la Rivals de luni până bă, joi, vineri, sâmbătă, duminică la bă, bă, la Weekend League și cu siguranță veți ajunge să stăpâniți foarte bine acea formație. Să vă știți jucătorii unde se duc, care îți pleacă, care se întorc dintre CDM-uri, care e cel bă, ofensiv care este cel defensiv care te ajută mai mult și ce trebuie să jucați voi. Ok? Uh, încă ceva. Luați fiecare meci în parte și jucați-l ca și cum ar fi ultimul și trebuie să l câștigați. Și nu mă refer la disperare aici. Mă refer la faptul că trebuie să vă puneți în cap, trebuie să câștig meciul ăsta. Da? Luând în considerare sfaturile de mai sus, eu spun că se poate nu puteți să câștigați toate meciurile bineînțeles și mă refer la noi casual da? pe, pe, pentru noi jucătorii casual este făcut acest clip nu vreau să supăr pe nimeni nu vreau să vină cineva să-mi spună pentru că o spun eu acum băi tu nu ești în stare să faci Goldunul și dai sfaturi și chestii de genul ăsta pur și simplu sfaturile mi se aplică mie și mă vor ajuta pe mine și în același timp este adresat celor care joacă uh, stilul meu se regăsesc în stilul meu de joc în mine ca și persoană și au reacțiile mele atât am vrut să spun da? voi încerca și eu să țin cont, cont de aceste sfaturi odată cu începerea FIFA 21 uh, sper să vă ajute aceste mici, mici sfaturi atât pe voi cât și pe mine ce să vă spun vă salut mă înclin cu respect în fața voastră ca de obicei Vă doresc mult noroc la FIFA 21 și să aveți o zi frumoasă în continuare. Ceau ceau! V-am pupat!